Sistemul Aegis Ashore este prima versiune de uscat a celebrului sistem de luptă Aegis, un concept sofisticat de radare, computere și rachete, care, instalate pe nave de război ale Marinei Americane și ale aliaților săi, are capacitatea de a apăra zone întinse de un potențial atac. Sistemele Aegis pot urmări în mod curent peste 100 de ținte simultan. Alianța Nord-Atlantică a anunțat că primul dintre cele patru distrugătoare americane dotate cu sisteme antibalistice conectate la dispozitivul de interceptare al NATO a sosit în februarie în portul spaniol Rota, unde va staționa pentru apărarea Europei. Este vorba de distrugătorul USS Donald Cook, echipat cu interceptoare antirachetă de tip Aegis, prezent acum în apropierea strâmtorii Gibraltar. Astfel, pentru prima dată, o navă a Marinei Americane echipată cu sisteme antibalistice Aegis este staționată permanent în Europa. Venirea distrugătorului USS Donald Cook marchează o etapă suplimentară pentru NATO, pentru securitatea europeană și pentru cooperarea transatlantică. Alături de el, alte trei nave americane vor participa la operațiuni de asigurare a libertății de navigare și la exerciții internaționale. Partea programului antirachet al Statelor Unite pentru Europa, baza militară de Veselu este prevăzută să atingă capacitatea operațională în 2015. Baza de Veselu va constitui contribuția României și un element important al arhitecturii sistemului de apărare antirachetă dezvoltat de NATO. Scutul antirachetă pe care Statele Unite vor să-l instaleze în Europa face parte din cadrul sistemului de apărare antirachetă susținut de NATO, la care aliații pot contribui prin găzduirea pe teritoriul lor național a diverselor componente. Participarea României presupune amplasarea de rachete terestre și a unui sistem radar destinat dirijării acestora. România nu trebuie nici să cumpere rachetele interceptoare și nici să plătească pentru instalarea sau amenajarea acestora pe teritoriul României. Cheltuielile pentru realizarea bazei sunt suportate de către guvernul american, în timp ce guvernul român pune la dispoziție doar terenul pentru bateriile de rachete. Implementarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice se va face în 4 etape, iar implicarea României va avea loc în etapa a doua. Ea presupune găzduirea de rachete de interceptare Standard Missile 3 tip Block 1B. Cum funcționează sistemul Aegis? La detectarea unei rachete ostile de către radarele fixe sau mobile, bazele sau navele militare lansează interceptorii terestri care vor avea ca țintă racheta inamică. Unul dintre obiectivele Statelor Unite este ca timpul de la detectare și până la impact să ajungă să fie cât mai mic în viitorul apropiat, dorindu-se distrugerea rachetelor ostile cât mai curând după ce acestea au decolat. În ceea ce privește fondurile alocate de Pentagon, costurile legate de amplasarea sistemului antirachetă în fosta bază aeriană de la Deveselu, din județul Olt, se ridică la 400 de milioane de dolari, la care se adaugă 20 de milioane de dolari anual pentru funcționarea sistemului. Sistemul din România este de dimensiune redusă și, potrivit autorităților, nu are potențialul de a modifica echilibrul strategic din Europa. Pe teritoriul României vor fi instalate 3 baterii, adică 24 de rachete interceptoare SM-3. În comuna olteană vor ajunge circa 200 de soldați americani, iar baza militară se va întinde pe o suprafață de 220 de hectare.